E momentul în care ne vom uita la cifre. Mai avem doar câteva minuțele. O invit pe Ioana Hagistan să vină aici, alături de noi, în studioul știrilor. Vine Ioana Hagistan. Ea este specialista, ea este pregătită cu cifrele, este specialista noastră în cifre în această seară. Bună seara, Ioana Hagistan. Spune-ne, te întreb și pe tine același lucru, deși am văzut și noi cifrele, dacă sunt surprize. Bună seara, Sanda, bună seara, Cosmin, bun găsit tuturor. Așteptarea a luat sfârșit, avem primele rezultate ale alegerilor de anul acesta, rezultate furnizate de IRES la comanda Digi24. În câteva secunde vom avea voie să vi le prezentăm oficial și da, avem surprize, cel puțin în câteva orașe din țară. Câteva puncte procentuale au făcut diferența. Sunt orașe în care locurile pe podium s-au inversat. Să nu mai prelungim suspansul, haideți să vedem rezultatele și începem evident cu Bucureștiul. Primarul capitalei rămâne Sorin Oprescu, el a reușit să convingă 64,6% din electorat. De la București mergem acum în capitala Moldovei și la Iași. Actualul edil își păstrează mandatul. Gheorghe Nichita este ales de 63,5% dintre ieșeni. La Cluj-Napoca avem însă o răsturnare de situație. Noul edil devine Marius Nicoară cu 43,9% din sufragii. Din Ardeal mergem acum în Banat. La Timișoara, Nicolae Robu a fost votat de 51,6% dintre cetățeni. Surprize apar însă, din nou, la Craiova. Potrivit primelor rezultate, primar devine Lia Olguța Vasilescu. Ea a fost aleasă de 52,4% dintre cei care au votat. Sunt date prezentate în exclusivitate de IRES la comanda Digi24, date apărute imediat după închiderea urnelor. Noi ne revedem la ora 22, când voi reveni cu informații proaspete. Sanda, Cosmin, vă las să analizați datele împreună cu invitații voștri din platou. Ioana Hagistan, îți mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Așadar, Sorin Oprescu, primar al capitalei, în continuare a obținut astăzi 64,6% din voturi. Principalul său contracandidat, Silviu Prigoană, a obținut doar 13,2% din voturi. La